fructul cel mai valoros. O poveste bulgară. A fost odată un tată care avea 3 feciori. Într-o zi îi chemă la dânsul și le spuse: am să vă dau la fiecare câte o pungă cu galben. Mergeți în lume și căutați fructul cel mai valoros. Care dintre voi mi-l va aduce, am să-i dăruiesc jumătate din averea mea. Feciorii luară pungile cu galben și porniră fiecare în 3 părți ale lumii. După 3 ani se întoarseră. Fructul cel mai valoros, zise fiul cel mare, este acela care e cel mai dulce. Eu ți-am cumpărat un ciorchine de strugure. Bine, spuse tatăl, mi-ai adus un fruct bun, dar tu ce mi-ai adus? Îl întrebă pe feciorul cel mijlociu. Tată, eu m-am gândit că fructul cel mai valoros e cel mai rar. De aceea m-am dus în țările sudice și am cumpărat fructe rare. Nuci de cocos, portocale, curmale, din fiecare câte puțin, ca să ai să guști. Bine, fiul meu, mi-a adus fructe minunate. Am să le mănânc, zise bătrânul. Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai întors cu mâinile goale? Îl întrebă pe cel mic. Tată, cu banii de la tine m-am înscris la o școală. 3 ani de zile am tot învățat. Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima și mintea mea. Acestea sunt fructe valoroase. Tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu. Tu meriți răsplata făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învățătura.